Cea de-a doua ediție a Festivalului Vinului de Autor își va delecta participanții cu o selecție impresionantă de vinuri de autor, degustații, masterclass-uri și o atmosferă de neuitat. Peste 30 de mici producători de vinuri își vor prezenta creațiile pe 7 și 8 septembrie anul curent în curtea Muzeului Național de Istorie din Chișinău. Acesta este singurul festival destinat micilor producători de vinuri, spune Elena Tomescu, directorul executiv al Asociației Micilor Producători de Vinuri, în cadrul emisiunii Actualitatea la raport a postului nostru de televiziune. Avem în continuare ca obiective promovarea vinului de autor, educarea consumatorului privind consumul moderat de vinuri și susținerea membrilor asociației în condiții de criză. Odată cu creșterea numărului de membri, creșterea comunității noastre, au crescut cumva și necesitățile și atunci ne-am gândit că ar fi bine să avem un festival al nostru, un festival care să ne reprezinte în totalitate, pentru că până la momentul respectiv micii producători de vinuri cumva se asociau la alte evenimente de profil. Producătorii mici sunt cei a căror producție de vin nu depășește 100 de mii de litri și care cultivă viță de vie pe o suprafață cuprinsă între 1 și 20 de hectare de teren. Astfel, Festivalul Vinului de Autor reprezintă o oportunitate valoroasă pentru aceștia de a progresa, a-și prezenta produsele și de a-și crea o imagine pe piața vinicolă din Republica Moldova. Producători de struguri care vindea strugurii la un procesator, la o cramă mare din regiune și își aștepta banii ani la rând sau pe parcursul anului și nu prea câștiga, care a evoluat spre un mic producător de vin, a vinificat un vin de calitate, l-a îmbuteliat, a făcut un brand, o campanie de comunicare și astăzi câștigă mult mai mult din vânzarea unui produs finit. Vizitatorii vor avea ocazia să exploreze peste 200 de tipuri de vin și cele mai potrivite bucate asociate acestuia. Totodată, trei somelieri din țară vor asigura o adevărată excursie în arta vinului. Sunt, de fapt, activități educative, cu scop educativ, așa încât oamenii, vizitatorii, consumatorii să poată să intre mai în esență despre ce înseamnă un vin, cum el poate fi degustat, care ar fi asocierea cu bucate. AgroTV Moldova este partener media al Festivalului Vinului de Autor. Prețul unui bilet este de 300 de lei, iar acesta conține 10 etichete de degustare a vinurilor și poate fi procurat atât online cât și la fața locului.